În ceea ce privește situația parcurilor și a spațiilor verzi, după întâlnirea din luna iulie, după acel comandament dedicat situației parcurilor, avem deja primele măsuri concrete. Din 15 septembrie a demarat programul de curățenie în parcurile capitalei. Acesta se va finaliza în luna octombrie. De asemenea, în fiecare dintre aceste parcuri vor fi plantați arbori și arbuști, dar și plante bienale crescute în serele proprii ale ALPAB. Dezmint informațiile apărute în presă, potrivit cărora a început o nouă operațiune Panseluța. Vă garantez în nume personal că nu se vor face achiziții de plante decorative sau de copaci de arbori din alte surse decât folosirea propriilor plante și flori crescute în serele ALPAB. Vă invităm și pe dumneavoastră să verificați acest mod de lucru.